cu Marian Alexandru și pentru astăzi am făcut două joystick-uri, două controlere pentru un joc. Jocul de asemenea a făcut de mine și aș avea nevoie de un partener care să fie și oponentul meu în joculeț. Dă-mi un har cu tare, vină-mi cu aici. Bun. Fiecare jucător controlează un tânculeț. Avem un joystick și două butoane. Joystick-ul țopă de mișcare, un buton cu folosind un buton tragem și celălalt are o abilitate care ne repare viața. Jocul e destul de interesant, cel puțin mie îmi place. Și e drăguț că este în doi player, lucru care văd tot în ziua de astăzi, jocul sunt multi player și știi, și dacă e mai mult, dacă mi-ai puțin e mai bine, acum începi să fii, știi? Puteai să-l faci, puteai să-l faci single player ca să fii și mai șmecher. Cu aie? Da, cu aie. Ce este interesant, cumva este mai mult mai software decât în hardware, deoarece codul de joc este capabil să vadă pe ce port a conectat în Arduino și să fie multe de repriere. Dar vreau toată nu ai pus punct afară pentru chestia asta? Problema era altcineva cu Unity, că văd că și-ai făcut tot în Unity. Da, tot în Unity. Ideea e că încă este în editor, deoarece am văzut dimineața că build-ul... Ba, dar e tot el, dar e altceva chestia. A, e tot mâna? Da, aia cu giroscop. Da. Păi gata, hai muriți!